Da, da. Da. Bun, domnule Tudose, cum l-ați convins pe Marcel Ciolacu să intre în cursa prezidențială, mai ales că o bună perioadă de timp a părut că ezită să-și asume candidatura? Vreau să puneți o întrebare sau facem niște afirmații? Noi am trebuit să-l convingem, da, noi am spus că este un lucru bun, este decizia domnului sale și ținută de toate. Bun, domnul Ciolacu... Și va fi probabil susținută de tot partidul la evenimentul de sâmbătă. Aduc aminte că la Consiliul Politic Național de la Sâmbătă a spus, Marcel Ciolacu spunea că în PSD, la înfrângeri, rețeta este simplă, întreaga conducere pleacă acasă. Își asumă Marcel Ciolacu acest risc atunci când este în da, probabil, că bineînțeles, în general, victoria are comis multipli și înfrângerea e o fană. Și nu ar trebui să deconteze cumva, nu? Sunt 24 de ani de când PSD a câștigat ultima dată alegerile prezidențiale. Chiar domnul Ciolacu spunea că PSD are tradiția de a pierde. Se va rupe acest blestem de 24 de ani? Blestem, cred că în sfârșit avem și candidat, avem și partidul pe echipă funcțională bună. Ce s-a demonstrat în ultimul timp? Din păcate, s-a demonstrat și faptul că acea guvernare de dreapta și președinția nu era dreapta așa, n-a făcut un lucru foarte bun. Principalul atribut al președintelui, cel puțin pe politică interne, în afară de rezultare externă și mai departe, este să asigure echilibrul și liniștea în țară. În ultimii 10 ani de mandat n-am avut decât 10 premieri, adică sperăm că o schimbare este binevenită, avem nevoie de liniște, avem nevoie de continuitate, avem nevoie de o Românie stabilă și Ciolacu câteodată e mult mai calm decât am vrea și noi și mai înțelept și a asigurat această liniște. Cum va funcționa această coaliție de guvernare cu... După alegeri vom vedea cum va funcționa în funcție de votul României. Și în timpul campaniei, în timpul campaniei noi nu avem nicio coaliție. Avem o coaliție de guvernare, guvernăm împreună, nu avem listă pe care. Nu știu dacă se vor ataca, în mod ce nu se vor lăuda. Să răpună, am și eu lui fac 4 și niște declarații la PSD cu Tudose. Ca să le iei? Se poate ajunge la o înțelegere politică pentru turul al doilea, care nu poate ajunge la presidențială? Ar avea nevoie Marcel Ciolacu de sprijinul PNL în acest scenariu? În mod cert, după turul 1, vedem cine, ce și cum. Domnul Stănescu spunea recent că de anul viitor, după alegeri, ar fi obligatorie conducerea coaliției. Dacă nu după aceste alegeri, este obligatorie pentru România să avem un guvern stabil cu majoritate. Se sune după ce termină și se mai dau o dată. Și să avem din nou schimbări. Doar că la PSD, PNL oferă această dată. Bine, să nu mai dau o dată, vedem. Hai, vedem. Românii prin vot. Bine, vezi tu acolo, hai, ne auzim pe ce te urmă, da? Ne zici să rămână acolo. Este de dea inclusiv exemplul dânsului, împins să candideze și a pierdut alegerile și apoi a fost schimbat din funcție. Da, aici Victor Ponta are dreptate, că am fost contemporan cu momentul când tot la o reunie de asta mare, pe USL, au fost niște foști colegi de atunci, nu sunt cu partidul acum, care au făcut presiuni și să candideze. Nu, nu este așa, nu este același mai ales nicio. Domnule Tudose, dacă PSD câștigă după 20 de ani alegerile prezidențiale, ce opțiune ar fi în partid? Să conducă partidul? Dorin Grindeanu ar fi o... Nu vreau să ajungem acolo. Da, Sorin Grindeanu este, eu m-am mai exprimat în sensul acesta, nu știu să spun, nu interesează Sorin Grindeanu este o opțiune. Un președinte PSD care pierde alegerile prezidențiale, poate rămâne șef al dacă le pierde din motivele, din cauze neimputabile lui, asta e. Dacă le pierde din cauze imputabile lui, fiindcă eu am mai spus-o și vă repet. Ați invocat ultimele 4 alegeri unde noi am pierdut prezidenția. Nu a pierdut PSD-ul prezidenția, ci candidații au pierdut prezidenția, făcând niște boacăne în ultima săptămână, ca să spun așa. Trei dintre da? Ei au pierdut alegerile prezidențiale din funcția de premier, cea din care candidează acum și bun, mai și toți erau bărbați și aveau pe parte și puteau 42. Dacă mai vreți să mai găsiți la asta, ok, mai găsiți. Nu, faceți. Merge astăzi la Bruxelles pentru a se întâlnească pe postul de comisar. Ce portofoliu îi dorește socialul? Un portofoliu economic, un portofoliu care se poate fi așteptat și în România. Totul sună un pic rău. Am auzit părerile domnilor de la Partidul Liberal, portofoliu de extindere. Toate portofoliile sunt importante, că sunt practic ministere în cadrul guvernului european. Pot spune un minister mai important decât altul. Toate au rolul lor în viață. Dar pentru România, un portofoliu pe domeniul economic, dar domeniul economic nu înseamnă numai
buget. Unii economici înseamnă dezvoltare și agricultură și tot ce înseamnă, tot ce ține de economie. Este evident că noi avem în România o mulțime de lucruri și de negociat cu Comisia și o mulțime de interese specifice României și o voce aflată mai aproape de foc, de soare, e mai bună. În coaliție s-a discutat o propunere, pentru că liberalii au... Eu nu am amintire, am văzut ultima declarație a reprezentanților liberalilor cu faptul că este comisarul României și vom discuta toată România și vă spun că ieri toată ziua am căutat să văd când au fost consultările atunci în ce ani făcute de liberal cu toată România pentru desemnarea domnului Valean. Bă, nu le-am găsit, dacă mi le spuneți voi, este atributul primului ministru, punct. Dar președintele merge la Consiliul European, nu, este atributul. Liberalii nu spun o mulțime de chestii, treaba dreptului să spun. Atributul constituțional este următorul. Propunerea vine de la primul ministru. Poate să ducă oricine, noi cinci acum ne ducem. Mai repet, eu înțeleg ce vor alții, dar eu vă spun ce scrie la carte. Nu ciucă, poate scrie cărți, poate filmul, treaba lui. Da? Ok. Propunerea este atributul primului ministru. Punct. Este singura cale pe care vine propunerea de comisar. Nu o trimite nimeni altcineva. Dacă România nici președinte, nici patriarhul, nici cine vezi noastră. Atâta timp cât România nu face parte din zona euro, pentru că s-a discutat despre... Am auzit și chestia asta, uitați-vă. Până v-am spus, ministru, până luăm de la capăt. Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, Ministerul Economice, sunt mai multe, dar nu știu care dintre ele va fi. E o negociere, fiindcă toată lumea, evident, că vrea Ministerul Paseuțelor. Dar în acest moment, ca lucrurile astea, nu spune pot, niciodată, da? Nu pot. Ai o funcție mai mult decât cor, o funcție nu retribuită, nu e așa ca ambasadorul onorific. Dacă îl cauți organist a lua această funcție, chiar și decorativă, simbolică, Nicolae Ciucă ar fi președinte interimat. Da. A stabilit cineva că, eu știu că președintele Senatului este, da? Președintele Senatului se bazează pe majoritate, nu știu. Dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, domnul... Forțează chestia asta, s-ar putea să întâmple niște lucruri, zic și eu. Domnul Stănescu spunea zilele trecute aici, pe treptele partidului, că Marcel Ciolacu are o inteligență peste media umană și un IQ foarte ridicat. Dumneavoastră împărtășiți aceeași idee? Da, inteligență peste media. Peste media PSD sau peste media clasei politice? Peste media clasei politice. Cum i-ați măsurat coeficientul de inteligență? Văzând ceea ce face el în comparație cu alții. Rezultatele, comportamentul, personal. Ca inteligență politică, e top. Ce ar trebui să facă un lider cu inteligență politică peste medie dacă pierde alegerii de prezidență? Repet, vedem de ce le-a pierdut. Dacă nu sunt cauze identificabile lui, asta e. Și cu asta va asta. La noile funcții. Am venit cam treabă. Eu mi-am depus candidatura pentru Consiliul Național. Sâmbătă vedem ce este.